Întruparea de Liga a 5-a, ASL Rești, a dat lovitura pe piața transferurilor, asigurându-și din acest retur serviciile unui fost jucător al actualului lider al seriei a 3-a din Liga a 3-a, Cenedinicu Golescu. Este vorba de actualul team manager Alexandru Lulea, care a dezvăluit apropiaților că nu poate sta departe de terenul de joc și astfel a acceptat să joace pentru echipa de la Polele Măgurii, cel puțin în acest retur de campionat. Alexandru Lulea a părut nerăbdător să evolueze din nou în teren, chiar și la acest nivel, actualul oficial mușcelean fiind prezent duminică la Godeni cu 30 de minute înaintea celorlalți coechipieri. Însoțit de bunul său prieten Ionuț Rada și urmărit din tribună de portarul Adrian Tănase și de managerul general Alexandru Popovici, fostul număr 10 al echipei Cenedinicu Golescu a avut o prestație foarte bună, încununată cu gol. Oficialul mușcelean a reușit să înscrie golul de 2-0 al echipei ASL Rești, stabilind astfel și scorul final al derbiului Seriei Nord.